Hei, salut prieteni! Video de astăzi, după cum puteți să vă dați seama, este unul un pic mai special pentru că mi-ați cerut destul de mult să vă spun cum a fost în Spania. Și o să vă spun și cum a fost în Spania și o să vă spun și cum a fost în Belgia. Din punctul de vedere al unui om care ar vrea să se mute acolo. Nu zic că aș vrea să mă mut acolo, dar așa vom privi problema astăzi. Știu că vin alegerile și v-ați săturat probabil să auziți tot felul de chestii promise, tot felul de chestii care trebuiesc făcute la noi în țară. O să vă spun și eu aproximativ aceeași chestie, numai că din alt unghi. Ceea ce m-a șocat pe mine extraordinar de tare în Spania este în momentul în care am ajuns în magazin și am început să fac calculele înapoi din euro în lei și am realizat că prețurile în magazin, într-o stațiune turistică, sunt mai mici decât la noi. Prețuri mai mici la orice produs. Pâine, lapte, ouă, carne, băutură alcoolică, parfumuri, machiaje, absolut orice. Haine chiar mai ieftine decât la noi. Și chestia asta m-a făcut să intreb pe oamenii care trăiesc acolo, zic, bă, cât e salariul vostru minim aici? Cam cât poți lua minim aici la voi în zonă? Deci nu m-am interesat cât este salariul minim în Spania, pentru că probabil că este un pic mai mic decât în țările nordice sau în țările germanice. Dar mi s-a spus că, să zicem, 1000 de euro este salariul minim în zona acolo. Ospătarul care ne servea pe noi la masă l-am întrebat și el avea 1300. Deci dacă un ospătar are 1300, imaginez că nu poate să coboare salariul mult mai jos de 1000 de euro. Și atunci mi-am pus întrebarea, băi, ok, asta este o chestie super tare, adică salariul este de 5-6 ori mai mare ca la noi și prețurile sunt mai mici, cum se poate chestia asta? Și zic, băi, n-are cum, trebuie altceva să fie mai scump. Și întreb pe oamenii care stau acolo, bă, zic, zi-mi și mie cât sunt chiriile aici în zonă. Și zic, în jur de 300 și 700, în funcție de poziție, în funcție de cât de mare e apartamentul, în funcție de mai multe chestii. Și am stat și m-am gândit, bă, zic, așa-s prețurile la chirie la noi, în București, aici, adică la mine, în bloc, vă dau un exemplu concret, la mine, în bloc, chiria la o garsonieră este 250 de euro. Garantat, se poate și mai ieftin. Garantat, dacă te duci într-un cartier mai prost, sunt chiriile foarte, foarte ieftine. Dar vorbim de un anumit nivel. Singurul lucru pe care nu știu este costul utilităților. Dar nu-mi imaginez că poate să fie atât de mare încât să-ți dea la o parte toate calculele făcute până acum. În Belgia, salariul minim este 1500 de euro. Prețurile în magazine sunt la fel ca la noi, poate mai mici. Singura problemă în Belgia este chiria sau casa cu tot ce înseamnă ea. Acolo este un pic mai scump. Acolo chiar m-am interesat, este un pic mai scump. Dar și Belgia și Spania sunt pline de autostrăzi, primul rând. Sistemul de sănătate este super pus la punct. Știu chestia asta din Danemarca. În Danemarca este absolut, cred că, țara ideală. Adică în momentul în care cotizezi la stat, ești asigurat complet. Nu te costă absolut nimic. Nimic din punct de vedere al sănătății. Te duci la medic și se face absolut tot ce este nevoie ca tu să redevii sănătos. Am înțeles că în Spania este identic. De Belgia nu știu, nu am întrebat, dar în Spania cu siguranță este la fel. Adică muncești, cotizezi, ești tratat super, super ok. Ce am văzut eu în comun la aceste două țări este o corectitudine, poate chiar exagerată, în cum tratează oamenii lucrurile. Și oamenii, și statul, și primăriile, și tot. Vă dau câteva exemple. Cei din Belgia primesc aproape în fiecare lună o hârtie la poștă prin care se atestă că apa de la robinet este 100% potabilă și este anexat un buletin de analiză apei să știe oamenii că apa de la robinet este super, super bună. Și credeți-mă că în momentul în care am gustat apa de la robinet de acolo, este mult mai bună decât apa plată de aici. Este foarte curată, nu miroase a nimic. Dacă ați băut vreodată apă de la robinet de la noi, știți foarte bine că e ca și când ai lua un pahar de apă dintr-un lac. Pute, are o culoare, are un gust, este absolut oribilă. Gunoiul. Au zis că ei nu plătesc gunoiul. În Belgia nu plătește lumea gunoiul, dar trebuie să cumperi anumiți saci în care îți pui gunoiul menajer. Sacii aia costă. Consumi un sac, plătești cât pentru un sac. Consumi 100 de saci, plătești cât pentru 100 de saci. Materialele plastice, de exemplu, se colectează în alți saci și vine o mașină specială să-ți ia plasticul. Și am întrebat, zic, bă, ok, vine să-ți ia plasticul separat, dar nu poți să pui plasticul în saci ăștia normal de gunoi? Și face, ba da, dar plătești, pentru că plătești saci în plus. Plasticul este voluminos și plătești saci în plus, pentru că dacă nu pui gunoi în sacii pe care trebuie să-i cumperi, nu-ți ia gunoiul, ți-l las acolo. Așa că oamenii în felul ăsta fac și o sortare a deșeurilor din casă. Nu se face treaba asta mai departe. Un alt exemplu de corectitudine care este foarte important pentru ce o să vă povestesc mai departe și pentru ce v-am povestit în vlogurile din Belgia și din Spania. Am povestit ceva din Spania că programul de lucru este 40 de ore pe săptămână. Deci ca și la noi. Dar este un fel de condică, se trece acolo angajatul când a venit
când a plecat, orele alea se adună la sfârșit și dacă este sub 40 de ore, nu ia din salariu sau ceva, ci îl pune luna viitoare să facă niște ore suplimentare ca să recupereze orele alea sau minutele sau etc. pe care le-a pierdut luna trecută, dacă este peste, îl plătește în plus. În același timp, angajatul trebuie să dea dovadă că el muncește toate cele 8 ore, adică să nu stea, să nu ofrece, lucru care la noi se întâmplă foarte, foarte des. Fumător dacă ești, nu ai voie să ieși la țigară decât în pauza pe care s-o dă normal o pauză pe zi. Ceea ce mi se pare absolut extraordinar, pentru că eu m-am simțit de multe ori discriminat în momentul în care eram angajat și nu eram fumător, iar cei care erau fumători ieșeau la pauză de țigară 10 minute pe fiecare jumătate de oră. Mă simțeam discriminat pentru că munceam mult mai mult ca ei pe aceiași bani. Și atunci, cei care mi-ați văzut vlogurile știți, am fost foarte impresionat de cum se comportă lumea acolo cu tine, că sunt foarte amabili, te ajută cu orice ai nevoie și în Belgia, dar și în Spania. Și atunci, în momentul în care ești plătit bine, îți poți permite o viață bună, nu ești muncit peste măsură, ești plătit corect, ești plătit la timp, simți că ești tratat corect la locul de muncă, nu cred că ai vreun motiv să te porți altfel decât foarte bine. Nu ești stresat, nu ești obosit și chestia asta se vede. Se vede în calitatea vieții. Nu mă interesează altceva decât, dom'le, eu mă simt bine în țara aia, sunt plătit bine, nu-mi fac stres că nu pot să-mi iau de mâncare pe luna viitoare, lucru care se întâmplă de foarte multe ori la noi, nu zic de mine, dar sunt foarte mulți oameni săraci la noi în țară care nu știu dacă au ce mânca săptămâna viitoare, așa că eu zic o singură chestie. Apropo de mersul la vot, vă dau două sfaturi. Primul, mergeți la vot și sfatul 2, votați pe oricine altcineva, dar nu pe cei care au fost până acum. Deci dacă cineva a mai fost la guvernare până acum, nu-l votați. Asta este cea mai simplă soluție. Nu vreau să vă spun cu cine să votați, nu vreau să vă spun cu cine votez eu, dar cea mai simplă soluție ar fi să votați pe cineva care nu a mai fost. N-a fost bine până acum, nu se întrevede că dacă se continuă așa va fi mai bine de acum încolo, așa că hai să încercăm cu alții. Pentru că se poate să nu mai trăim așa. Noi românii trăim toți într-un mare, mare stres. Stresul banului și stresul șefilor care ne muncesc mult prea mult. Nu vorbesc de mine, vorbesc de cei care sunt angajați. Și eu am fost angajat și știu exact despre ce este vorba. Sunt lucruri mici la care putem umbla pentru a duce noi o viață mai bună. Nu putem urca noi economia așa peste noapte, dar sunt chestii mici care se pot face pentru ca lumea să o ducă și să trăiască mult mai bine. Asta a fost video de astăzi. Dacă aveți vreo întrebare suplimentară față de ce am văzut eu în țările astea două acum sau ce am văzut în Danemarca în momentul în care am stat două luni acolo, vă invit să continuăm discuția în comentarii și cam atât. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mă lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!